Da, îmi doresc, da, un om ca domnul Becali. Este foarte implicat. Ați văzut ce lucruri a făcut la FCSB la Berceni? În Berceni. S-a apucat mai târziu de copii și juniori, să spunem așa, și a investit masiv, nu? Deci a făcut lucruri foarte bune în fotbalul românesc până la urmă. De a ținut FCSB-ul Rapid Dinamo într-o teroare. Într-o teroare și, bine, și într-o competiție puternică de-a lungul timpului, adică între cele trei cluburi. Rapid, vă întrerup un pic. De ce? Legat de chestia asta, cu poți să faci 50 de terenuri și 70 de săli de forță, dacă aduci oameni care nu trebuie... E adevărat. Deci înseamnă că noi la Dinamo avem oamenii care trebuie, că dacă avem un singur teren și putem să facem lucrurile astea... Dacă aveați și un... Asta vreau să zic. Da, da, dacă avea acest sponsor, nu mai avea oamenii care trebuie, credem. Că majoritatea... A, interesant ce spune Florin Manea. Majoritatea, vă spun, 95% din fotbalul românesc este condus de oameni care nu se pricep. Deci vă spun 100%. Cred că e mai mare procentul. Eu am zis 95%.